Burka Çabuk Kırdağız, am făcut toți estimarea așa cei mai eficient, ce limbă să folosesc mai eficient și mai potrivit să vorbesc în limba română. Prezentarea este în engleză, dar vor fi mai puține căști folosite în limba română. Am ajuns la panelul final și cred că toate discuțiile de astăzi au mers în direcția ceea ce am încercat să pun pe acest slide. Deci, mai e cineva din sală care n-a înțeles care e contextul legislativ din România și cât de strict e comparativ cu ceea ce se întâmplă în alte țări europene? Cred că s-au punctat până în momentul de față toate aceste diferențe care există la nivel european, sub umbrela gestionării durabile a pădurii, în instrumentele prin care statul încearcă să implementeze țelurile gestionării durabile. Și aceste instrumente sunt teoretic de trei tipuri. Atunci când te bazezi pe comandă și evident trebuie să ai și un control eficient, atunci când ai instrumente financiare și statul încearcă să direcționeze comportamentul celor din sector folosind aceste instrumente financiare și atunci când folosești chiar instrumente de piață sau instrumente informaționale. Stai de vorbă, convingi, susții, argumentezi bazat, așa după cum s-a spus astăzi de mai multe ori, pe date. Deci, suntem într-un sistem care a funcționat foarte bine în contextul în care statul român deținea integral proprietatea asupra pădurilor, un sistem care se bazează, așa cum spun acolo, pe instrumente de astea regulatorii, pe o tradiție care vine de la sistemul de zonare funcțională implementat în 1954. Domnul Popa, cred că a explicat foarte bine acest sistem al gestionării multifuncționale al pădurilor din România. Doar că, începând cu 90, asistăm la multe schimbări instituționale care s-au concretizat atât în privatizarea pădurilor, în restituirea pădurilor către foștii proprietari și ați văzut că statul mai deține doar 48% din păduri și de asemenea asistăm la o privatizare aproape integrală a sectorului de exploatare, privatizare integrală a sectorului de procesare și prelucrare, inclusiv o privatizare a sectorului de administrare. Ce s-a întâmplat cu modificările la nivel legislativ? Practic doar modificări punctuale sub aceeași paradigmă. Să ne bazăm politica forestieră pe instrumente de comandă și control. Cât de eficient este acest sistem după 30 de ani? Iarăși trebuie să răspundeți dumneavoastră, pentru că ceea ce percepem noi din mediul de cercetare e că toată lumea se plânge. Adică, inclusiv astăzi, nu cred că, în afară de doamna Sereni, care a încercat să fie puțin mai optimistă și să ne spune că sectorul de mobilă își menține o creștere importantă, cam toată lumea începe sau se plânge destul de puternic de situația în care își desfășoară afacerile, plecând de la proprietare de pădure, administrația silvică, de stat, privată, a companiile de exploatare, firmele din industria de procesare și mai ales societatea. Asistăm în momentul de față la o tensiune socială care cred că este unică în context european. Și această unicitate este dată de două lucruri din perspectiva mea. Pe de o parte e problema generală pe care o găsim la toate țările din Europa. În ce măsură gestionarea pădurilor răspunde în momentul de față cerințelor crescute ale societății pentru serviciile menționate în partea de domnul Bogdan Popa, în special cele de recreiere, biodiversitate. Și asta e o problemă comună, asta este, până la urmă, contextul și trendul european. De altă parte, avem acea umbră a cât e legal și cât e ilegal și ce se întâmplă în sectorul forestier. Ori această combinație, pe noi, ca, să spunem, cercetători, ne pune într-o mare dificultate apropo de ce date putem folosi, ce date putem furniza în acest context. Unul din
primele mele cursuri în 2005 la un masterat pe care l-am făcut în Germania se chema Speaking Truth to Power, adică să spunem adevărul decidenților politici. Da? Că asta ar trebui să fie rolul științei. Am văzut astăzi că ce adevăr, ce date putem să folosim, deja ne depășește și pe noi cei care, prima oară când citim niște rezultate, ne uităm la metodologie. Ne întoarcem tot timpul, cum arată metodologia? Atunci ne dăm seama dacă rezultatele sunt valide sau nu sunt valide. Și în acest context, asta mi-am dorit și eu să fac. Aveți aici o hartă, pentru mulți dintre dumneavoastră s-ar putea să fie cunoscută, e o analiză a gradelor de libertate în ceea ce privește deciziile pe care le poate lua un proprietar de pădure în ceea ce înseamnă managementul forestier. Și, evident, vedem această diferențiere clară între țările din fostul bloc comunist, care încă o dată statul menține reguli foarte stricte și deciziile proprietarului sunt practic anulate de implicarea statului ne spune ce, când, unde. Și celelalte stare din vest care se bazează mai mult pe responsabilizarea proprietarilor folosind încă instrumentele menționate anterior. Tocmai de aceea am acceptat cumva, la început cu inima îndoită că va fi un rezultat, această provocare de a veni cu o alternativă. Atâta timp cât ceea ce percepem noi că se întâmplă iarăși în sistemul politic românesc este că conștientizăm că sunt niște probleme, dar nu ne gândim dacă sistemul integral trebuie schimbat, ci venim doar cu modificări legislative punctuale, care în fapt se traduc într-un nou ordin de ministru, într-un nou HG, într-o nouă ordonanță. Și asta adunate, am auzit pe aici 165 de acte normative, 400 de acte normative, dacă punem pe cele din mediu. Deci venim și tot adăugăm acte normative. Întrebarea e dacă ne propunem să venim cu o nouă politică forestieră. Dacă acceptăm provocarea unei noi politici forestiere, ar trebui să ne punem cu toți mintea la contribuție, să plecăm de sub umbrela ceea ce avem și să venim cu ideea, haideți să punem pe hârtie care ar fi direcțiile, care ar fi viziunea, unde vrem să ajungem, ce resurse avem, ce date credibile avem și să transmitem un mesaj decidenților politici care ar fi direcția de, de urmat. Deci asta înseamnă să plecăm de la o nouă viziune de politică forestieră. De ce nu face statul chestia asta? Nu cred că e cazul să discutăm acum. Ce ne-am asumat noi a fost să creăm un grup de experți care după aia tot a crescut, să creăm un prim draft de document, cum ar trebui să arate viziunea de dezvoltare și politica forestieră, să-l trimită spre consultare publică, pentru că marea majoritate dintre organizațiile reprezentative și chiar experți l-au primit, să organizăm o întâlnire la Brașov pe 4 septembrie, când am mai colectat becuri de la 55 de participanți și la final să venim cu un document care sintetizează oarecum principiile unei noi politici forestiere, care ar trebui, în primul rând, să aibă societatea în atenție, într-un mod particular, și să găsim acea formă de a armoniza atât drepturile proprietarilor, cât și interesul societății în modul în care putem combina aceste instrumente de politică forestieră. Foarte pe scurt, viziunea a însemnat să punem încă o dată trei elemente esențiale, că avem nevoie de instrumente politice adaptate scopului propus, nu putem să ne bazăm numai pe instrumentele de comandă, când vedem că controlul este ineficient, avem nevoie să accesăm fonduri europene, pentru asta, știu că domnul Nicolescu m-a criticat în folosirea termenului adaptare inteligentă. Și în continuare, îi dau voie să ne critice. Dar avem nevoie să adaptăm sistemul regulator astfel încât să putem să accesăm acele fonduri europene. Problema este că nu le putem accesa pentru că avem restricții atât de mari și nu putem să revin cu adiționalitatea cerută de Uniunea Europeană în accesarea acestor fonduri. Da. Și să încercăm să
vedem care ar fi nevoile societății, cele exprimate public de a conserva valorile de patrimoniu natural, și clar avem păduri care sunt în patrimoniu internațional și acolo trebuie să găsim soluții ca, în mod cert, să nu fie prejudicate. Avem nevoie să furnizăm aceste servicii ecosistemice vitale societății, așa cum chiar definiția gestionării durabile a producției materiale, dar avem nevoie să fim mai liberi în a decide modul în care putem să adaptăm practicile de gestionare a pădurilor la contextul stabilit, schimbări climatice și, evident, să asigurăm mai multă stabilitate pe mediul economic, care ar trebui să se concretizeze în beneficii mai bune pentru societate, pentru proprietari, pentru companii și, la final, pentru contextul economiei naționale. Nu o să intru în acest document, îl aveți, l-am trimis în parte, în forma finală, către toate organizațiile reprezentative. El se bazează pe o sinteză de 8 principii care le considerăm importante pentru gestionarea pădurilor și un număr de principii care ar însemna să răspundă acelor cerințe de bună guvernanță. O să regăsiți undeva un amestec de noțiuni, oarecum, cu termen general, pentru că înțelegem documentul și ca un mijloc de comunicare cu societatea civilă, un mijloc de comunicare cu decidenții politici mai puțin informați de termenul tehnic, dar în aceeași măsură am punctat și unele direcții poate mai concrete de acțiune. Toate sub umbrela acelui termen de transparență și de folosire a unor date concrete și dovedite științific, în fundamentarea politicii forestiere.